Avem alături de noi o fată senzațională, Ana Maria Mărgean, a câștigat România au talent. O cunoașteți, ventrilogul care a făcut senzație la România au talent. În final a avut păpușile cu care vorbea, a cântat pe mai multe voci, este fabuloasă. Și tot ce trebuie să știți despre Ana Maria Mărgean este că fata asta a învățat să facă numerele astea în pandemie. În pandemie s-a uitat pe laptop, a văzut cum arată show-urile afară și a câștigat concursul România au talent. Așadar, o poftim alături de noi, Ana Maria Mărgean! Hei, salut! Bună! Nu pot să cred, a apărut un unicorn. Cine? Cum îl cheamă? Aici avem o problemă, Cătălin. Încă nu am găsit un nume potrivit pentru ea și chiar mă gândeam să lansez o provocare pe pagina mea de Instagram, Ana Music Official, și poate telespectatorii ne pot ajuta cu sugestii de nume și împreună, deci, o să găsim Ana un nume potrivit. Ana Music Official, da, căutați Ana Music Official, acolo o găsiți și puteți să o ajutați să-i dăm un nume unicornului, corect? Am și o propunere. Hai că abia aștept, vino să iei un loc cu noi. Bună. Puțin aici. Spune-mi ce ai mai făcut în ultima perioadă. Știi că am fost îndrăgostit de numerele tale de la România au talent și ai fost fabuloasă, efectiv fabuloasă. Și repet treaba asta pentru cei de acasă. Ești persoana care a învățat de la zero să faci toate aceste lucruri în pandemie. Da. Ai deschis laptopul, ai văzut și te-a atras povestea asta. Da, prima oară am văzut pe YouTube și pentru că n-aveam altceva de făcut, m-am gândit și ne-am spus părinților mei și ei au sunat la persoane diferite și așa am început să... Știi ce e important? Că părinții tăi te-au susținut și n-au zis, hai de lasă prostiile deoparte și trebuie să mai faci niște ecuații la matematică. Adică te-au susținut, au crezut, da, în dorința asta ta și iată că ai câștigat România au talent. Superb! Wow. Superb! E numărul ce în finală, tari. Deci a fost așa din semifinală până în finală, din ce în ce mai puternic. Pe trei voci în finală. Da, pe trei voci. Ai început școala? Nu, o să încep acum pe 13. Și una sunt entuziasmată, pentru că trec clasa a 6-a. Da. Și mi-e dor de colegi, mi-e dor de profesori. Super, perfect. Pentru că au început unii școlile mai devreme. Da. Unii, și de asta, nu știam în care categorie ești. De asta te-am întrebat când încep. Da. Unicornule, tu în ce clasă ești? Eu nu fac școală, dar eu de ea știți în ce fac școală, pentru că să mă văd hoțuca frumoasă, toate ghiozdănele și toate caietele. Da, da, ești vedetă, nu trebuie să ne mai spui. Și tu știi să cânti? A, da, știu și eu să cânt așa. Dar nu pot să cred, arăți spectaculos. Tu cum ai cunoscut-o pe Ana Maria? Când ai ajuns în viața ei? Păi bine, eu sunt recent adoptată familia ei de hohoși. Și? Cum e? E frumoasă, nu-i foarte drăguță. Și acum e prima dată când ești la o emisiune de televiziune sau ai mai fost? A, da, e prima oară. În afară că eu afar peste tot, pe ghiozdane, pe caiete. Tu ești unicorn care într-adevăr apare peste tot, dar e prima dată când ești la o emisiune de televiziune? Aha. Nu pot să cred, tu îți dai seama că noi o să fim aia care o să ne bătem cu pumnul în piept, că tu o să ne batem cu pumnul în piept pentru că tu o să câștigi la un moment dat American Got Talent sau ceva de genul ăsta? Da. Vai, ce dulce, de ce nu ai fost? Ce drăguț! Puteți să-i spunem Bimbi? Bibi? Bimbi! Bimbi? Da, așa îl cheamă pe aspiratorul meu. Okay. Este o sugestie. Bimbi! Ok, ideea e că dumneavoastră cei de acasă puteți să hotărâți numele unicornului câștigătoarei România au talent pe Ana Music Official, da? Da. Iar acolo puteți să hotărâți cum să se numească unicornul. Bă, dar vine așa să pun mâna pe el. Ce faci? A, n-am nimic să-ți dau... de mâncare. Dar ce mănânci? Ce mănânci tu? Vată de zahăr. Dar tu arăți ca și cum ai fi din vată de zahăr. Păi da. Băi, ce drăguț. Poți să ne zici o glumă? Eu nu am fi ceva așa de bine. Ea nu știe glume, e ventrilog, ea cântă, ea, da. Știu, da, eu știu să cânt. Știe să cânte, îi place și actoria. Da, am fost la casting la Orzeala Tronurilor. Casting la Orzeala Tronurilor, dar din păcate rolul a fost Vlad un dragon. Nu te supăra, așa dar se întâmplă. Poate să fie un alt sezon când o să câștigi tu. Da, cu siguranță. Facem noi un serial special pentru Bimbi. Da. Stai un pic, încă ne-a rămas numele ăsta. O să vedem până la urmă ce nume va avea.
În perioada, în vara asta, în vacanța asta, ai mai exersat? Te-ai înscris pentru alte concursuri afară? Știu că la un moment dat îți doreai să cunoști cât mai mulți profesori care, de la care să înveți. Păi în vacanța aceasta, da, am continuat cursurile. Am scos două piese, iar astăzi vă voi prezenta a treia piesă. Wow. Da, ok. Wow. Deci s-a muncit. Da, s-a muncit ceva. Mă rog, m-am și distrat în vacanța asta. Am fost într-o tabără de muzică. Super, bravo. Păi mă bucur foarte tare că ești aici. O să luăm publicitate. Oamenii pot să intre pe Instagram la tine, Ana Music Official, da, da? Da. Să lase nume pentru unicornul tău, să te caute acolo. Ești o fată foarte talentată și mă bucur că pentru prima dată la o emisiune de televiziune a venit acest unicorn superb. Pe cuvânt, ești foarte... Deci mai pot mă topesc când îl văd și cum vorbește el așa. Dar parcă e adevărat. Păi e adevărat. Îmi dai și mie acasă. Cam un fiu, are 5 ani jumate și cred că are nebunii dacă... Dacă are... fiu, o adoră. Da, cred. Poți să-l saluți pe Noa? Uite, să te uiți într-o cameră să-l saluți pe Noa, pe fiul meu. Salut, Noa! Oh, mulțumesc că se bucure foarte mult! Și pe fiul meu, pe Eva, că iubește unicornii. Bună, Eva, ce faci? Gata, mă, asta e. Gata. Pe numărul de WhatsApp așteptăm, ne-am făcut datorii astăzi, perfect. După publicitate, revenim, oameni buni, avem un moment special, o să vedeți pregătită de câștigătoarea Românii au talent în câteva momente. Ciuchi, sunt oameni buni, DJ Ciuchi, s-a zis deja, are atitudinea de DJ, ușor, v-am zis, o să vă loviți de el prin toate cluburile, toate festivalurile, perfect. Aici, campioana noastră, câștigătoarea de la România au talent, a lăsat acolo unicornul. El nu e acum, nu cântă cu tine? Nu, este o piesă proprie și ea apare în câteva cadre acolo, pentru că este vorba despre o lume roză, lume frumoasă, cu soare și a apărut și în câteva cadre. Stai, poți să-l dau în brațe, să-l ține măcar Ana Maria? Da, e dacă okay? Vrea, eu știu cum e. Ia, exact, iată în brațe. Pentru că nu e primul unicorn pe care le iei în brațe. Nu e. Calița, e ok? Da, Calița a făcut teatru de păpuși, ai zis, nu? Da. Ea chiar știe ce face, ia vezi. Bună, Cătălin! Fii atent, întreabă ceva unicornul și să vezi cum unicornul îți răspunde. Eu să-mi întreb unicornul? Nu, tu să-mi întreabă ceva. Auzi, să te întreb. Dar eu nu vorbesc cu tine, doar cu Cătălin. Bună, Cătălin! Vezi, eu sunt roz, frumoasă. Știu, dar eu nu pot să stau cu gura închisă. Doar întreb și miști și să vezi că răspunde el. Ah, bine. De ce ai un corn atât de colorat? Nu știu, așa a făcut Dumnezeu. Asta e toată treaba. Asta perfect. Haideți să... Deci te uiți la tine pe Instagram, da? Da. Caută lumea acolo, Ana Music Official, da? Și găsește numele, se alege dat de cei de acasă, corect? Da. Perfect. Exact. Să ai baftă la școală. Mulțumesc. Și să știi că te mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată când vrei aici. Mulțumesc. Oricând vrei tu. Ești o fată senzațională, fabuloasă și felicitări din toată inima. Mulțumesc. Ne pregătim imediat să cântăm. Până atunci, Ciucă, îți doresc un weekend frumos. Mulțumesc. Ai grijă pe unde umbli, da? Dă-ți cuminte, mă știi doar. Da, exact. Da. Dar să nu ai cearcăne la ochi sau asta, să fii luni odihnit. Cine știe pe unde pui muzică weekendul ăsta? Cu anti-cearcăn. Da? No, dar cine știe pe unde pui muzică weekendul ăsta? Ai înțeles zona treaba asta? E ceva între voi, n-am înțeles, dar am spus tu... Cum nu? Care... Că ne-am întâlnit sâmbătă. Dar nu pune muzică acolo, el se distrează, dăm șaturi din astea. Acolo dansă. Cucerește, face alte lucruri. Okay. Da. Șaturi, da. Bun, pe Roxana Condurache, oameni buni, o găsiți prin Cluj dacă mergeți weekendul ăsta, are treaba acolo, așa mi-a zis ceva mai devreme. Da. Succes la filmări. Iar pe Calița o găsiți la stand-up și pe Instagram și pe Facebook. Și pe Instagramul meu, Cătălin, n-ai mai zis nimic TikTok, de el. Și pe TikTok, peste tot, bănesc. Iar cei care se uită la emisiunea noastră să intre pe pagina de Facebook, să caute Românii au talent și să afle unde sunt preselecțiile, pentru că începe un nou sezon Românii au talent, așadar trebuie să mergeți la preselecții, e păcat să lăsați să treacă trenul ăsta pe lângă voi. Deci căutați România au talent pe Facebook, vedeți unde sunt preselecțiile și înscrieți-vă. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în prima săptămână din acest
sezon. Ne vedem luni. Până atunci vă aștept pe Instagram, sunt Cătălin Măruță, acolo, pe Facebook, pe TikTok. Ne vedem peste tot. Seară frumoasă să aveți și un weekend minunat. Vă lăsăm cu această fată talentată pe final de emisiune. Mulțumim mult de tot, Ana Maria Mărgean. Baftă! Grăbește-te, timpul nu-i de pierdut. Toată lumea alergă în jurul meu, prea grăbiți mereu, mereu, mereu. De ce oamenii măsoară timpul? Și care-i faza cu destinul? Și de ce trăim așa de parcă-n fi nemuritor? Repetăm prea mereu, mereu personaje diferite, greșelile astea fel am învățat să nu-i fac rău. Privesc partea plină a paharului. Chiar și când e gol, știu să zbor sus în orișor. Ușor, ușor. Cineva mi-a zis să trăiesc doar la superlativ. Altcineva mi-a zis că timpul-i relativ, relativ, relativ. Minte-mă frumos, fă-mi o lume rău. Să mă iertați că abuzez de inimi oară, dar am înțeles că adevărul mai doare. Ceasul meu interior mi-au zis că dacă vrei să ajungi departe, bate-te tu parte în parte. Cineva mi-a dat chiar și dreptate să-mi fac o lume deoparte. Da, da, am chiar și o păpușă vorbitoare. Ei, în lumea mea noi dăm cu soare. Cineva mi-a zis să trăiesc doar la superlativ. Altcineva mi-a zis că timpul e relativ. Minte-mă frumos, fă-mi o lume rău. Trăim așa de parcă